Vă salut, dragilor! În următoarele minute vă invit să aflați care sunt beneficiile micuțelor și aromatelor semințe de mac. Semințele de mac provin de la planta Papaver somniferum. Cel mai frecvent tip de mac este cel cu flori roșu aprins, deși mai există și alte varietăți cu flori de culoare alb, violet sau gri albăstrui. Planta de mac a fost apreciată de mii de ani de civilizațiile din întreaga lume pentru capacitatea de a produce ulei și semințe medicinale. În Grecia antică, semințele de mac au fost menționate în lucrări de către Homer, Hesiod și Hipocrate, iar în Egipt le regăsim în papirusurile egiptene menționate ca sedativ. Din semințe, prin presarea la rece, se obține uleiul comestibil utilizat în alimentație, iar prin presarea la cald se obține uleiul sicativ, utilizat la fabricarea vopselelor sau culorilor pentru pictură. Macul este principala sursă de opium, substanță folosită ca somnifer, calmant, stupefiant și analgezic. Opiumul este un suc lăptos secretat de capsulele necoapte care este folosit pentru a produce morfină și codeină. Deși medicamentele opioide au efecte analgezice și sedative, ele pot să provoace dependență, iar supradozajul poate fi fatal, la fel ca și consumul capsulelor de mac. Semințele de mac sunt recoltate din păstăile coapte și uscate și pot conține substanțe opioide în cantități mici, o parte din ele provenite în urma recoltării. De aceea, înainte de a fi utilizate sau vândute, semințele sunt curățate. Astfel, consumul de semințe de mac nu prezintă riscuri. Cu toate acestea, pentru a obține din consumul acestora beneficii pentru sănătate, se recomandă moderația. Semințele de mac conțin 42% grăsimi nesaturate, fibre, proteine, antioxidanți, minerale precum calciu, mangan, magneziu, fosfor, fier, zinc, potasiu, cupru, seleniu și vitaminele B1, B3, B6, B9, E și colină. Au proprietăți antioxidante, analgezice, antiinflamatoare, calmante, antispastice, sedative și imunostimulatoare. Ca și alte semințe, cum ar fi inul sau susanul, semințele de mac au o contribuție majoră la aportul necesar de fibre. Fibrele sunt legate de multe beneficii pentru sănătate. Pot ajuta la curățarea colonului de toxine, stimulează tranzitul intestinal și pot preveni constipația. Totodată conferă sațietate pe termen mai îndelungat, determinându-ne să mâncăm mai puțin. Grație bogăției de antioxidanți și substanțe bioactive pe care le conțin, semințele de mac protejează organismul împotriva deteriorării celulare și îmbolnăvirilor de tot felul. Întărește sistemul imunitar, prevenind răcelile, durerile în gât, febra și tulburările respiratorii. Macul este benefic în caz de bronșită, laringită, astm bronșic și are efecte emoliente și calmante în cazul tusei. Tot substanțele bioactive contribuie la sănătatea oaselor și articulațiilor. Semințele de mac sunt surse excelente de calciu și pot contribui la prevenirea deficitului acestui mineral. Lipsa calciului în organism poate provoca osteoporoză, rachitism, carii dentare, isterie, insomnie, depresie, creșterea ritmului cardiac și chiar senzația de sufocare. Printre beneficiile semințelor de mac se numără și îmbunătățirea vederii și tratarea insomniei. Prin conținutul bogat în magneziu, reduc nivelul de cortizol și diminuează nivelul de stres, îmbunătățind calitatea somnului. Concentrația ridicată de fier purifică sângele, mărește numărul de globule roșii și concentrația de hemoglobină din sânge. Aceasta favorizează un aport adecvat de oxigen la nivelul creierului, care reglează producția de neurotransmițători și îmbunătățește funcțiile cognitive. Semințele de mac ne ajută să ne concentrăm mai bine și reduc riscul apariției demenței sau a bolii Alzheimer. Adăugarea în dieta semințelor de mac ar putea proteja sănătatea inimii, deoarece pot contribui la scăderea depunerilor de colesterol, factor care crește riscul bolilor cardiace. De asemenea, sunt o sursă de acizi grași polinesaturați și conțin magneziu și calciu care susțin ritmul cardiac și ajută la menținerea sănătății sistemului cardiovascular. Studiile au arătat că semințele de mac sporesc fertilitatea feminină și pot îmbunătăți funcția sexuală.
Deși există cercetări limitate în acest sens, dovezile anecdotice sugerează că aceste semințe pot ajuta la vindecarea ulcerelor bucale. Se știe că au un efect de răcire asupra corpului, care joacă un rol important în tratamentul ulcerului bucal. Datorită carbohidraților complexi, macronutrienți de care are nevoie corpul pentru energie, semințele sunt utile și în stările de epuizare fizică. Semințele și uleiul de mac conțin antioxidanți și alți nutrienți esențiali care contribuie la sănătatea pielii, ajută la tratarea inflamației și la hidratarea acesteia. Totodată susțin vindecarea rănilor și refacerea țesutului cutanat lezat. Având în vedere proprietățile calmante, sunt utile în eczeme, inflamații ale pielii, mâncărimi și în cazul uscăciunii accentuate. Pe zona afectată se poate aplica ulei sau semințe de mac pisate și combinate cu miere. Semințele de mac, similar semințelor de susan, sunt folosite mai ales la prepararea produselor de brutărie, patiserie și cofetărie. Acestea aduc un gust unic intens și o porție de sănătate. Se potrivesc de minune atât în preparatele dulci cât și în cele sărate. Pot fi consumate și ca atare, fiind un bun remediu împotriva insomniei. Pentru aceasta puteți mesteca o linguriță rasă de mac înainte de culcare. În medicina tradițională chineză se crede că semințele de mac ajută la susținerea plămânilor, a intestinelor și rinichilor. Din semințele de mac puteți prepara și ceai. La o linguriță de semințe adăugați o cană cu apă clocotită, lăsați la infuzat timp de 10 minute, după care strecurați. Puteți consuma 2-3 linguri de ceai de 2-3 ori pe zi după masă. În general, consumul de semințe de mac adăugate în diverse rețete nu prezintă riscuri pentru sănătate. Deși sunt cazuri rare, există situații când aceste semințe pot provoca alergii la unele persoane. De altfel, consumate în cantități mari pot provoca tulburări intestinale. Persoanele alergice la alune, secară, kiwi, susan sau hrișcă pot manifesta reacții alergice și în urma consumului de mac. Evitați să administrați semințe de mac nespălate și care nu sunt comercializate de producători de încredere. Uneori, consumul de semințe de mac crește probabilitatea de a ieși pozitiv la un eventual test antidrog. Astfel, sportivii de performanță ar putea fi detectați pozitiv la testele de dopaj în urma consumului de produse care conțin semințe de mac. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, puteți distribui videoclipul pentru ca informațiile să ajungă acolo unde este nevoie de ele. Informațiile prezentate pe acest canal au caracter informativ. Pentru orice problemă de sănătate, adresați-vă medicului dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și toate cele bune!